Singurul mod în care poți este atunci când ești impostor și nu doctor. Salutare! Știți foarte bine că în ultima perioadă am luat, să zic așa, apărarea medicilor și asistentelor din România, asta din cauza sau datorită situației esteia de criză în care ne aflăm. Am spus mereu că stafful medical este cea mai de preț resursă de care avem nevoie zilele astea. Vlogul ăsta va fi puțin diferit însă. Asta pentru că în 2021, în Sistemul Național de Sănătate din România, încă există impostori. Impostori care își spun medici, dar care cer să fie remunerați de către pacienții lor pentru niște servicii de care oricum sunt renumerați prin prisma jobului pe care l-au. Probabil ați aflat și voi cum, de curând, un chirurg din Brașov a fost reținut după ce a cerut o sumă impresionantă de bani pentru a performa o operație. Impostorul ăsta, pe care nu îl pot numi medic, a cerut rudelor pacientei suma de 10.000 de lei, aproximativ 2.000 de euro. Probabil pentru unii 2.000 de euro nu înseamnă foarte mult, asta și în condițiile în care România este plină de Balenciaga, Philip Plain și așa mai departe. Dar mă gândesc că atunci când apelezi la un spital de stat pentru o operație pe inimă, nu dispui de foarte mulți bani, pentru că dacă ai fi făcut-o, te-ai fi dus foarte probabil la privat. Acum, dacă ești medic într-un spital de stat, spital de unde oricum îți iei salariul la sfârșitul lunii, salariul care nu cred că este prea mult influențat în sectorul ăsta public de numărul de operații pe care le desfășori în luna respectivă. Nu știu răspunsul la întrebarea asta, dar dacă există medici care urmăresc acest vlog, vă rog lăsați-mi în comentarii răspunsul. Mă gândesc totuși că vor exista anumite bonusuri în funcție de numărul de operații pe care le desfășori, dar cum spuneam, dacă tot ești plătit pentru serviciile tale, fă-ți bă treaba, nu mai cere bă bani de la toți necăjiții, mai ales că ăia sunt într-o situație emoțională foarte grea pe care tu tot ce faci este să o faci și mai de căcat. Până la urmă, ăia au de ales între a-ți da niște bani și a spera că îți vei face treaba, pe care, repet, oricum ești plătit să-ți o faci, ori dacă nu-ți dau banii aia sau nu au de unde să-ți dea banii aia, să trăiască pentru tot restul vieții cu povara asta. Uite bă, din cauza noastră că nu am avut bani, a murit mama, mătușa sau ce le era femeia aia. Ceea ce nu realizează impostorii ăștia este că făcând treaba asta schimbă vieți. Și aici o să vorbesc puțin despre ce s-a întâmplat în familia mea când aveam 19 ani. Nu am mai vorbit niciodată într-un vlog despre treaba asta, dar cei care mă cunoașteți personal știți cât de cât ce s-a întâmplat atunci. Când aveam 19 ani, mama mea a suferit un atac cerebral. În urma acestui atac cerebral, a avut nevoie de o intervenție chirurgicală, pentru care medicii de atunci au cerut, într-un fel sau altul, bani. Familia mea nu a fost niciodată o familie înstărită, dar aveam o situație financiară cât de cât decentă. Aveam niște animale, aveam niște pământ, ne descurcam, era ok. Vă dați seama că în momentele alea, în situația în care eram, am fi făcut orice noi ca familie pentru a o ajuta pe maică mea. Așa că decizia, deși grea, a fost foarte ușor de luat. Am decis să vindem tot ce se putea, animale, teren agricol și așa mai departe, pentru a putea plăti pentru o operație care, la fel ca și în cazul femeii de la Brașov, era făcută într-un spital public. Cum spuneam mai devreme, cerând bani pentru un serviciu de altfel public, astfel de impostori care spun medici schimbă vieți. Asta pentru că mie mi-au schimbat viața. Ceea ce familia mea agonisise până în momentul ăla a dispărut în câteva săptămâni. Într-adevăr, mama mea a fost salvată în urma operației respective și nu mă înțelegeți greșit, ăsta a fost cel mai de preț lucru. Dar lucrul ăsta trebuia să se întâmple într-un mod firesc, natural. Până la urmă, medicii ăia sunt acolo să ofere un serviciu de utilitate publică, serviciu pentru care, repet, sunt renumerați la sfârșitul lunii. Faptul că familia mea a fost nevoită să vândă în momentele alea tot ce agonisiseră până atunci a însemnat automat și că eu nu mai puteam merge la facultatea la care mi-am dorit. Ceea ce automat mi-a schimbat viitorul. Din nou, nu mă înțelegeți greșit, nu regret cu absolut nimic locul în care am ajuns să fiu. Dar ceea ce s-a întâmplat atunci a avut un impact masiv asupra viitorului meu. Mă gândesc că pentru mine, într-un final, lucrurile au fost cât de cât ok. Am mers la altă facultate, nu la AS, așa cum îmi doream, mi-am găsit din timpul facultății un job, am fost DJ, au fost momente ok. Dar sunt atât de mulți oameni care ajung în spitale, oameni ce provin din medii unde nu există la fel de multe oportunități cum am avut eu. Și atunci cum poți să condiționezi performarea unei operații într-un spital public de oferirea unei sume de bani? Singurul mod în care poți este atunci când ești impostor și nu doctor. Dacă vrei mai mulți bani pentru serviciile tale, nu e nicio problemă, dar du-te tată la privat.
Du-te la privat și acolo vei avea pacienți care vor plăti pentru a fi operați de către tine, dacă ești bun. Dar tu nu, tu ești un impostor, un bișnețar care profită de faptul că există oameni săraci care nu își pot permite un spital privat și ajung pe mâna unor nenorociți ca tine care le condiționează viața de o anumită sumă de bani. Să ne înțelegem, dacă ar fi să mă întrebați pe mine dacă aș da vreodată în urma unei operații o sumă de bani unui medic în România, sincer am să vă spun, da, aș da, dar nu pentru că îmi cere medicul ăla să fac treaba aia, ci pentru că așa vreau eu. Mi se pare un gest ok pe care dacă pot să-l fac, l-aș face. Nu pot să fiu de acord însă de condiționarea oferirii unui serviciu public într-un spital public de oferirea unei sume de bani. Faptul că există astfel de specimene, astfel de impostori, are un efect negativ și asupra doctorilor ălora care își fac cu adevărat meseria. Spun că un astfel de comportament dăunează tuturor medicilor pentru că astfel de știri se propagă mult mai ușor și au un impact mult mai mare decât orice chestie pozitivă pe care o pot face medicii zilele astea. Poate m-am aprins puțin și din cauza faptului că, așa cum am spus, am trecut printr-o experiență similară. Mă bucur însă, sincer, că impostorul ăsta de la Brașov își va petrece cel puțin câteva săptămâni, dacă nu, sper eu, ani, în pușcărie. În același timp sper ca femeia aceea să beneficieze de serviciile medicale de care are nevoie și peste an să se uite în urmă și să se amuze la ceea ce s-a întâmplat zilele astea. De asemenea vreau să aplaud ceea ce a făcut Marian Godin în situația asta, personaj cu care nu am fost mereu de acord, dar în situația asta, jos pălăria. Cel mai probabil datorită lui și datorită încurajărilor lui către familia respectivă, acel impostor își va petrece, din nou, sper eu, câțiva ani buni la pușcărie. Vreau să citesc și părerile voastre în comentarii despre așa zișii medici care, în spitale publice, condiționează oferirea unor servicii medicale de primirea unor sume de bani. Și, cum am mai spus-o, un subscribe, un share, un like sau un dislike motivate printr-un comentariu chiar ajută. Iar în speranța că v-a plăcut și săptămâna asta, înclinându-mă, am să vă mulțumesc. Pe data viitoare!